că unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban și mediul rural cu cel puțin 15% până în 2020. Știu că nu este timp pentru felicitări și din acest motiv, astăzi, am venit însoțită de o echipă de miniștri pentru a prelua din dialogul cu dumneavoastră problemele pe care le întâmpinați. Misiunea mea, așa cum am afirmat în plenul Parlamentului, când guvernul pe care îl conduc a primit votul de investitură, este ca în 2020 România să urce în prima jumătate a clasamentului celor mai puternice economii din Uniunea Europeană, astfel încât tinerii să nu mai plece din România, iar cei care deja au plecat să-și dorească să se întoarcă acasă. Guvernul PSD Arde a reușit în anul 2017 să inițieze și să finalizeze a doua etapă a celui mai important program destinat infrastructurii publice de la nivelul autorităților locale, PNDL 2, cu suma de 30 de miliarde lei. Viabilitatea programului PNDL 1, introdus de Ministerul Dezvoltării de la acea vreme, de domnul Liviu Dragnea, ne-a dat certitudinea că acesta trebuie continuat și de aceea vorbim de PNDL 2, ca despre un program de care depind șansele de dezvoltare a multor comunități.